Salut, prieteni, și bine v-am găsit la o primă impresie a jocului Arcage, care a fost lansat ieri. Trebuia să fac un streaming live, însă din cauza serverelor care au fost extraordinar de supraîncărcate, a fost aproape imposibil pentru mine să prind un loc ca să pot să intru să mă joc, deși am stat 2 ore la coadă. M-am simțit un pic ca pe vremea lui Ceaușescu. Bineînțeles, nu trăiam pe vremea aia, dar din povestiri. Ok, Arcage este un nou MMORPG, sandbox MMORPG, developat de către Trion Games și XL Games. După cum bine vedeți, mă aflu la screen-ul unde trebuie să ne creăm caracterul. Acestea sunt clasele: Nuian, Elf, Firan. Am un prieten pe care îl cheamă Firan, numele de familie. Interesant. Și Harani. Pardon, acestea sunt rasele. Mă scuzați, acestea sunt rasele. Ok, eu voi alege elf, deoarece îmi plac elfii de pe vremea de când mă uitam la Lord of the Rings. În colțul din dreapta jos putem să ne alegem cum să ni-l customizăm. Nu o să stau prea mult să-l customizez acum, pentru că vreau să nu plictisesc. Bineînțeles, puteți face ochii, culoarea la piele, alb, ba nu știu ăsta. Ok. Așa. Facem un pic mai bătrânuț. Mai lovit de soartă. Nu. Ok, putem, bineînțeles, să ne alegem lucruri care sunt deja făcute. Ce freză are, zici că e din aia cap de topor, pus invers. Nu. Nu. Ok. În fine, o să las așa. O să dau accept. Acum ne putem alege clasa. Clasele sunt următoarele: Battle Rage, care... The God of Destruction. Cred că această clasă este conflict asasin în Ion. Da. Bineînțeles, avem Sorcerer, Arcaș, Vitalism, ceea ce voi juca eu, adică Healer, Ocultism și Shadowplay. Da. Shadowplay este asasinul. Ok, eu voi alege... deci sunt 6 clase pe care jocul le oferă. Eu voi alege Healer. Find a name. Flavi. Ok. Facem click pe Confirm. Ok, și să intrăm în joculeț. Start. Am avut ocazia azi noapte să joc puțin. Faptul care m-a șocat într-un mod plăcut a fost faptul că voi sări peste video, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Jocul folosește motorul grafic CryEngine 3. Eu sunt un jucător care joc Ion de vreo 3-4 ani. Mai exact de 4 ani. Și Ion folosește tot CryEngine, însă în momentul în care sunt foarte mulți playeri la un singur loc, să spunem, dacă intrați în capitale sau vă duceți la siege-uri, jocul devine foarte, foarte, cu un foarte, foarte mulți calculatorul din asta, deoarece credeam eu până în momentul respectiv că engine-ul grafic CryEngine este un engine prost. Însă nu, nu este adevărat. CryEngine în Ion este doar prost optimizat. În jocul acesta, după cum bine vedeți, este plin de oameni, se spawnează jucători în continuu. By the way, am stat, cred că nu știu, să mă uit cât este ceasul acum. Este ceasul 5.49 și după amiaza și am stat la coadă de la 2 de când m-am trezit ca să pot să intru pe server să mă joc. Ok, despre ce discutam? Da, despre
motorul grafic. Jocul folosește motorul grafic CryEngine 3, dar este foarte bine optimizat, deci nu se accadează deloc, chiar dacă sunt, uitați-vă și dumneavoastră ce aici. La Ion, dacă ai avea atâția jucători într-un singur loc, deja ai avea vreo 5 FPS-uri, spun eu. Însă aici, nu se accadează absolut deloc. Ok. Pentru ca să lutăm, apăsăm F sau G. Ok. Questurile, ne mișcăm de pe WASD. Ok, ok. Haideți să luăm și primul quest. Accept. Targeting menu. Accept quest system. Ok, și nu la la bla 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 bla. Ok. De aici din colțul din dreapta de sus ne putem seta cum să vedem minimap-ul. O să-l pun mai... așa. Bun, să nu ducem să predăm quest-ul la NPC-ul din față. Interfața este foarte, foarte bine creată din punctul meu de vedere, arată foarte bine, nu este, este foarte plăcută la ochi. Și arată foarte bine din punctul meu de vedere. Ok. Complete the Field of Honor. Ok. Un lucru foarte, foarte, foarte interesant ce îmi place este că poți să sprintezi apăsând Shift 1. Auto Run. Press Numlock or Fort Mouse button to activate Auto Run. Ok. Eu am apăsat Shift 1. O chestie foarte interesantă a jocului este, după cum vă spuneam, acum ceva minute, faptul că este un sandbox MMORPG. Ce înseamnă sandbox? Adică poți să faci ce vrei, frate. Spre exemplu, ieri, când am jucat, de fapt ieri, mai spre dimineață, azi noapte, am văzut un tip care se urca într-un copac. Cât de tare e asta, nu? Ok. Ok. Ok, puteți să sprintați până când aici, în colțul din stânga sus, vedeți acest lucru albastru care se umple. Nu e mana. Nu, este timpul de sprint. Vedeți când am dat să sprintez, scade. Ba da, e mana. Însă ca să sprintați, trebuie mana. Ok, jocul arată foarte bine, deci este foarte bine creat. Mai încolo să intrăm un pic și în detalii despre sistemul free-to-play, deoarece, după cum știți, mulți oameni spun că veniți, jucați jocul nostru, este free-to-play, dar de fapt nu este free-to-play. Exemplu, Ion pe Gameforge. Ion pe Gameforge nu este free-to-play, trebuie să plătești 10 euro pe lună. Altfel nu poți să faci nimic. Însă, ce mai puteți face în jocul acesta? În colțul din stânga jos, vedeți, avem Loyalty Token și Labor. Cu cât faceți quest-uri și sunteți activi în joc, primiți Loyalty Token. Loyalty Token pot fi folosite la Marketplace, la shop. Puteți să vă cumpărați diferite iteme neplătind bani reali, doar jucând. Un fapt care mi se pare absolut genial. Și bineînțeles aveți și Labor, pe care îl primiți dacă stați... Îl primiți la fiecare 5 minute cât sunteți logați în joc. Ok, să predăm quest-ul. Voi sări peste... pentru că nu vreau să plictisesc și sincer nici n-am chestiuni la toate videourile, deoarece le-am mai văzut odată. Quest accepted, choose your challenger. Ok, pentru ca să deschidem quest-ul, facem click aici. Map. Oh, este exact lângă noi. Pe minimap avem... Oh. Aici e quest-ul. Trebuie să alegem un cuțit. Ok. Choose one. Fapt informativ, jocul a fost developat de către un tip din Coreea. I-am uitat numele, habar n-am cum îl mai cheamă, fraților. Anyway, tipul a developat și jocul Lineage pentru cei de la NCSoft. Take reward.
Accept. Complete to the tournament. Pe minimap, după cum ne vedeți, avem un pătrat verde, acolo trebuie să ajungem. Pătratul verde pe minimap simbolizează destinația noastră unde trebuie să, să ajungem. Ok. Ce spuneam, jocul a fost developat în anul 2011, atunci a început proiectul Arcade, însă el a fost lansat în anul 2013, bineînțeles numai în Coreea. Și ieri în Statele Unite și Europa. Momentan joc pe serverele din Europa, atât timp, nu știu, până când nu le înghită Gameforge și pe astea. În momentul în care le-a înghis Gameforge-ul, s-a terminat. Cred că Gameforge vor fi în stare ca în viitorul apropiat să creeze ceva gen cum e chestia aia de la bancomat unde trebuie să-ți introduci cardul pentru a scoate banii. Numai ei vor da câte o chestie de genul gratis în momentul în care vrei să joci un joc de-al lor. Nu știu, probabil se va numi Gameforge PaySafe Card. Și va fi de genul următor, vrei să te teleportezi aici? Mai bagă 10 lei. Da? O să fie ca la aparate. Ok, open skills. Vedeți, dacă eram pe Gameforge trebuia să bag 10 lei ca să pot să-mi deschid skill-urile. Ok. Am un punct. La ce să pun? Vitalism right. Alice. Curse one debuff and increase lead. Cures one. Cred că am să învăț asta. Da, asta este un fel de dispel. Cum ar veni. Cures one debuff and increase received healing. Ok. Deci, cu alte cuvinte, dacă e un scuipat pe tine, ți-l dau jos și te vinde. Bun. Să luăm următorul quest. Interfața este genială. You can use skills more easily and quickly from your shortcut bar. Open the skills window. No, așa da. Numai că nu le-am deschise. Pentru că nu am skill points. Dar, basic. Recall. Use glider. Ia să vedem ce face skill-ul ăsta. Nici nu știu skill-urile, fraților. Stai să vedem. Asta dansează. Ok. Recall. Asta nu sună bine. Healing performance. A, deci dau heal cântând la mandolină. Superb. Super. Ok. Trebuie să luăm un quest. Ah, l-am luat. Choose your weapon. Oh. Aici. Trebuie să ne alegem o armă. O chestie foarte interesantă este că eu mi-am ales healer și văd că am pe spate un arc. Și o chitară în mână, da. Ce știu, jocul ăsta lucrează în căi misterioase. Collect the competition blade. Ok. Un lucru foarte interesant care vreau să vi-l prezint este interfața. Care îmi place foarte mult, este, nu știu, foarte bine creată față de alte RPG-uri unde interfața e, like, shitty. După cum bine vedeți, multă lume spune și aici, better graphic than Elder Scrolls Online. Is Arcade available on Steam now? Elder Scrolls Online sucks. Oh my god, this game have the best engine for PC games at the moment. Am să intru și eu în conversație și am să vă spun, this game has a very optimized graphic. Ok. Yes, 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 good engine. How do you have your force mount? Ok. Să luăm următorul quest. Take reward. Accept. Award the opponent. Oh my god. Urăsc quest-ul ăsta. Am încercat să-l fac azi noapte. Am murit de vreo două ori. Ok. Da, ok, haideți să încercăm să-l facem. Ah, după cum ne vedeți,
nu știu, îmi place foarte mult grafic. Este foarte bine optimizat jocul. Chiar îmi place. Cred că nu merg bine. Worthy opponent. Ok. Clar nu merg bine. Cum intru acolo, fraților? Ah. 2 cu nosul. A mount helps you when you reach level 10. Start looking for quest NPCs your stables to receive your mount quest. Deci de la level 10 puteți să vă cumpărați un mount. Ok. La questul ăsta am murit ieri de foarte multe ori. Să văd dacă acum îmi iasă. Ok, ne deschidem inventarul de pe I. Ok. Și cum folosesc ăsta, frate? Come on! Ăsta că nu cred că e pentru mine. Nu. Ok, ideea la acest quest este că trebuie să vorbesc cu un... Inuyan Knight. Și trebuie să mă bat cu el, mi se pare, dar ieri m-au bătut de m-au nenorocit. Ok. Cannot sell. Use the unit to start the battle. Păi, target is too far. Ok, bun. Hai să ne duelăm, prietene. Cred că am nevoie de un heal. Asta numai heal n-a fost. Aoleu. Da, e posibilitatea mare să mor ca și ieri. Dar quest-ul se pare că este complet. Fugi. Cred că quest-ul ăsta trebuie doar să-l... Hai frate, nu pot să-mi dau heal. Ha! Heal la ultima secundă, bitch! Și poțiune și... Fugi! Anyway, cred că quest-ul ăsta trebuie să... doar să-l... provoc și pe ăla la luptă și atât. Cred, nu sunt sigur. Battle End. Ok. The area around the shrine. Aici mi se încarcă viața sau? Da. Ok. Ok, și am făcut unul din primele quest-uri, care mi se pare foarte tâmpit din punctul ăsta de vedere. Mă duc la țâț pe ăla la bătaie, după care trebuie să fug oricum quest-ul complet. În fine. Bun, luăm următorul quest. Accept. Oh, wow, ce quest lung. De la unul până la altul. Vă vine să credeți ce am în spate? Hmm? Ia uite. Superb sau ce? Trebuie să-ți placă. Deci, trebuie să car... Ia uite, dă și cu inimioare. Ok, bun, superb. Și trebuie să-l duc aici. Bineînțeles că nu aleargă la fel de tare ca înainte, pentru că are puiul de căprioară în spate sau ce-o fi ăla. Cred că e pui de căprioară. Cred. Jocul arată foarte bine. Grafica este... Oh my god. După ce voi termina acest quest, voi intra un pic la shop pentru a vedea cam cum stă cu sistemul de free to play. În așa fel vă pot spune dacă merită să încercați jocul, să-l jucați sau nu. După cum bine vedeți, acest quest este pe timp. Avem 58 de minute să-l terminăm. Dar cred că avem timp destul pentru că trebuie să ajung până aici. Da. În colțul din dreapta jos aveți character info, bag-ul, quest log-ul, skills window, map, location, community și menu-ul. Ok.
Hai un pic mai repede. Aia, până una alta putem să admirăm peisajul, care nu este chiar așa pastă. În caz că mă întrebați, setările jocului care le-am sunt pe maxim. Cred. quality. Da, pe high. Nu le-am pus pe very high, deoarece nu este nicio diferență. Și nu folosesc anti-aliasing pentru că la rezoluția de Full HD chiar nu mai am nevoie de el. Nu știu dacă merg bine. Hai, prietene, dă-i cu sprintul că se uită oamenii ăștia la noi. Da. Merg bine, sunt în grafic. Any mentor for SM? No, a server needs to hurry up. I feel unclean here. Da, într-adevăr, serverele din North America sunt absolut... Deci, este imposibil să joci, prietene, pe Nord. Deci este absolut full. Ok. Aici pe Europa măcar nu sunt... adică bine, și aici stai vreo două ore înainte să intri pe server. Însă pe North America este mai nasol un pic. Chance for justice. Ce asta? When the back power trap pack will slow you down. Deliver that quest completed. Ok, și complete the chance. Rode the young elk to kill. Oh my god. Nu cred că mă aflu unde trebuie. Map. Trebuie să ajung în... Și eu sunt aici. Aoleu, că trebuie să merg pe jos. Vai, ai, 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 ai. Ok. Cred că am mers greșit cu quest-ul. Am două quest-uri aici. Acesta cu verde și acesta cu roșu și cred că am mers greșit. Adică nu cred sigur. Bă, așa se întâmplă când ești îndrăgostit, uiți lucruri, nu ești atent, nu te poți concentra. De ce mi oprește? Asta nu-mi place. When is North America back up? I feel try and lied about the downtime and I'm about to contact my mayor to complain. Chestia foarte interesantă despre joc. Puteți să notați, puteți să faceți orice, bineînțeles vor urma mai multe videouri despre acest joc. Pentru că mi se pare un MMORPG chiar foarte, foarte, foarte tare. Un lucru foarte interesant este faptul optimizării. Sunt multe jocuri MMORPG care folosesc în genul grafic CryEngine și în momentul în care sunt mulți oameni, multe caractere adunate la un singur loc, în momentul în care sunt multe texturi de procesat și așa, de-abia te mai poți mișca mouse-ul, indiferent de configurația calculatorului. Însă au făcut o treabă foarte bună cu jocul acesta, optimizându-l atât de bine. Asta o fi sus, o fi jos. Mă duc mai întâi jos. Ce să fac? Monkey Legion. Da, bineînțeles, fiecare cu legiuni și toate cele.
Da, aici este quest-ul. Un lucru care mi se pare destul de interesant este chestia cu sprintul. Îți poți folosi mana, indiferent de clasă. Deci asta nu este numai pe clasa de healer pe care o joc eu, nu este orice clasă. Are acest, această abilitate de a folosi mana pentru sprint, fapt care mi se pare absolut genial. Take reward. Ok. Show price, list the baby fat feed on road and grow to. Oh, super, deci asta este questul de primul mount. Superb. Green, adică verde, violet, alb, tati. Accept. Owner, Jerica. Ah, mai întâi trebuie să-l cresc. Step 1, plant a vita in the public stable. Ia să vedem. Oh, nu, nu, nu. Ok. Am plantat o semință. O plantă. Ok. Potent pet food. Vital plants vanish if left unharvested for too long. If that happens, you may purchase more seeds from stable hand. Open. Da, deci nu știu ce trebuie să fac. Coin. Harvest the Vita Root. 01. Plant Vita Seed. Ah, ok. Trebuie să avem grijă de ea. Așa, mă, tati, cu click dreapta. Bun. Complete. Ok. A, eu sunt mai de la țară, nu-mi dădeam seama că trebuie să dau cu click dreapta. Alb, tati, alb. Pet Dual Recovery. Health the pet wants restoring. Aoleu, dar ți se... Ok. Raise a green elk. Aoleu, dar trebuie să mi-l cresc. Feed your elk when it's hungry. Wash it. And you learn a full grown elk mount. Complete one means raise a green elk. Oh my god. Ok. Și cum deschid, prietene, voi sunteți sănătoși la cap? Complete one means you can complete a quest by performing any one of the listed actions. Ok. Superb sau ce? Văd că ăștia și au crescut. Nu știu cum să-l scot. Ah, livestock. Shop price. Ah, uite-l aici. Scroll the mouse wheel to rotate the target. Hold Alt and scroll the mouse wheel to rotate the target more precisely, bla bla. Pune-l pe acolo, efectiv. Ok. Ok. Nu. Can't use this. Trebuie să-l creștem, trebuie să toate betișigurile. Ce? Ah, a dispărut. Ok, complete one. Raise a green. Ok. Cannot use this. De ce? Ok.
Ia mă, un pic de amuzament. Ia niște mâncare. Ah, că se face mare băiatul. Iha, da, zici că e Bambi cum arată. Uitați-vă puțin la el. O, gata, s-a terminat. Nu mai am mâncare? Da. Ok. Opa, au crescut Dihania. Not enough water. Trebuie să fie unul pe aici care vinde. Oh, can be in favor of course. No pet to respawn. Ok. Bă, care vinde pe aici? Not enough water. Oare trebuie să mă duc să... Ia să vedem. Nu știu, oare pot să iau apă de aici din balta asta? Swimming. Bine, dar nu să not vreau. Ia uite. Vino-mă la suprafață. Search wild crops. Oh, wow. Am făcut 12 XP. Băi, sincer, mă bate rău de tot chestia asta cu petul. Public stable. Trebuie să fie cineva pe aici care vinde... Ah, uite-mi-l. Not enough water. Ladius ăsta are nume de Aion. Există un NPC și un Aion cu... Cancel. Violet. Where's the green? Ia mă să uit un pic la costul ăsta. Complete one. Where is the green, white? Ok, am un alb. Ah, o chestie foarte interesantă. Puteți să aprinde și să stingeți luminile pe stradă. Tare, nu? Well, ai, nu vine să cred că aici era fântâna de unde poți să iau apă. Ba da, ai, 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 ai. Unde, oulă. Îi se învârte pe lângă cap, că moare de set. Vai, pe cum un stăpân ca mine, prietene, te-ai dus. Acum ce-ți mai trebuie? Te faci mare? Deci, prieten, fântâna era fix aici. Și eu căutam prin lacuri. Ce să spun, e ok. Hai mă. Poate mare odată să urc pe tine. Ok. Ce mai trebuie acum? Dansează cu mine și toate alea. Bun. În sfârșit, uitați ce frumos a făcut. A? Cum e? Cu apa din fântână nu poți să te faci decât frumos. Right click on the mount icon in your back to summon your mount. You can also place the icon on your short. Ok. Da, vreau să pun aici. Ia să vedem. Nu se întâmplă nimic. Ah, nu.
Așa și cum mor pe el. Superb! Ha? Vă place? Încă un pic și murea, n-ajungea la vârsta asta dacă se ținea după... Dacă nu venea în fântână. Ia, e. Frumos. Ok, acesta a fost primul quest, cum să-ți obții mount-ul. Și acum să terminăm și alte quest-uri. Iha! Tugdum, tugdum. Păcat că nu pot să sprintez cu el, că ar fi fost și mai tare, dar... Bineînțeles, în joc sunt mai multe mount-uri. Asta este, cred că, unul dintre cel mai urâte. Ok, videoul nostru este pe cale să se încheie. Înainte să încheiem videoul, trebuie să ne uităm un pic să vă arăt marketplace-ul. Marketplace. După cum ne vedeți, marketplace-ul este nevoie să ieșiți pe site. Puteți să cumpărați direct din joc, însă, bineînțeles, trebuie să cumpărați credite. După cum bine vedeți, aveți current credits, care sunt creditele pe bani reali. Și aveți loyalty tokens, după cum v-am explicat cu câteva minute în urmă, sunt cele pe care le primiți în joc, prin simplu fapt că faceți quest-uri și sunteți activi. Aici aveți rubrica ce puteți cumpăra cu loyalty points, poțiuni, asta nici nu știu ce e. O chitară, cred că da. O chitară. Play for Curious Lemon for Cube that's enchanted with an eternal youth. Ok, diferite lucruri. Și mounturi. pentru 100 de loyalty-uri puteți să vă cumpărați mount cum am obținut din quest-ul precedent. Puteți să cumpărați... Nu știu ce asta. Dar asta știu sigur că e un cal. Și ăsta este un leu. Snow Lion. Pentru 100 de loyalty token. Bineînțeles, puteți să cumpărați și cu bani reali mount-uri mult mai frumoase. Însă balanța de free-to-play pusă foarte bine în genul dacă ai bani poți să cumperi cu bani real, dacă nu ai bani real de cheltuit, poți bineînțeles să-ți cumperi cu loyalty token-ul, fapt care mi se pare genial. Acesta este într-adevăr free to play. Un lucru foarte bun a făcut cei de la Trion Games. Bineînțeles, alte lucruri sunt numai cu bani reali, însă o chestie foarte interesantă, după cum bine vedeți, aici sunt 300-150 ca și preț. Și pentru 5 dolari mi se pare că luați undeva la, pardon, 5 euro, undeva la 500 sau 800 de credite, deci este foarte, foarte bună balanța din punct de vedere al conceptului free-to-play. Acesta a fost videoul, prima impresie. Oh, ia uitați ce frumos e asta. Summons a Snow Lion. 400 de... Superb, superb. Ok. Sunt multe de spus despre jocul ăsta. Acesta a fost o primă impresie arătându-vă primele quest-uri, cum să vă luați primul mount și, bineînțeles, câteva explicații despre grafic engine-ul pe care jocul îl folosește. Și... This mount pad cancel summon. Și să vă faceți o idee despre joc. Vom mai reveni cu gameplay-ul din acest, pentru acest joc, doar ce este un joc superb și foarte bine creat. Un joc care chiar este free-to-play pentru cei care chiar vor să joace un joc free-to-play care tocmai a fost lansat. Free-to-play în sensul bun al cuvântului, nu acel gen free-to-play mincinos, cum este Ion pe Gameforge. Dar de fapt cum este orice care este sub tutela Gameforge. Puteți să încercați Arcage pe serverele din Europa, deoarece aveți pingul de 40 de milisecunde și
oferind, aceasta vă oferă o experiență de joc foarte bună. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Mai multe gameplay-uri, video-uri, tutoriale pe tutorialevideo.info.